Proclamarea independenței statale la 9 mai 1877 nu a fost un act spontan, ci o încununare a strădaniilor tot mai numeroase din acei ani, o aruncare peste borda ultimei verige a suzeranității otomane. În acea zi memorabilă, Mihail Cogălnicianu declara în Parlamentul Țării suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Independența astfel proclamată trebuia consfințită și apărată pe câmpul de luptă spre a putea fi impusă forțelor militare turcești și recunoscută apoi de puterile europene. 9 mai 1877, ziua când în Parlamentul României, Mihail Cogălnicianu, ministru de externe, citea declarația de independență. Un moment emoționant, un moment aclamat și așteptat de câteva milioane de români din vechiul regat, un moment care a condus către obținerea independenței pe câmpurile de luptă din Bulgaria, la, la Plevna, la Rahova, la Vidin, și care a consfințit nașterea unui stat independent, unui tânăr stat independent pe harta Europei. Un stat care mai târziu va lua numele de Regatul României și care va deveni un important stat în Europa de Est. Iar în 1918, anul centenarului, pe care îl sărbătorim acum, acest stat va deveni România Mare. Al doilea eveniment se referă la ziua de 9 mai 1945, zi în care aliații din cel de-al doilea război mondial au obținut victoria împotriva Germaniei naziste, punând astfel capăt cele mai pustitoare conflagrații din istoria continentului european. O a doua semnificație a zilei de 9 mai se referă la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Un război care a însemnat peste 60 de state aflate în conflict, un război care a însemnat peste 50 de milioane de victime, un război care a însemnat imense distrugeri materiale și un război care se termină în Europa la 9 mai 1945, moment în care această dată este sărbătorită ca o zi a victoriei, dar care astăzi este trecută pe un plan mai secund și se sărbătorește sub această formă. Cu parade și mult festivism doar în spațiul ex-sovietic. În fiecare an, la 9 mai, se serbează ziua Uniunii Europene pentru a marca istorica declarație de la 9 mai 1950 a ministrului francez de externe Robert Schuman, prin care propunea un plan de colaborare economică între Franța și Germania pentru eliminarea rivalităților seculare dintre cele două state. O a treia dată importantă este 9 mai 1950, când, după un plan gândit de un economist francez Jean Monnet, Robert Schumann, ministrul de externe al Franței, a propus realizarea unei comunități economice a cărbunelui și oțelului. Era un organism supranațional și intenția lui era de a pune sub un control internațional producția și rezervele de cărbune și oțel din principalele state din apus. Franța, Italia, Germania Federală, Belgia, Olanda, Luxemburg, Ideea era ca aceste resurse care pot fi folosite și sunt esențiale în caz de război să fie sub un control internațional pentru ca tragedia războiului, celui de-al doilea război mondial, să nu se mai repete. Planul a funcționat foarte bine. Organismul care va lua denumirea mai târziu de Uniunea Europeană se va extinde treptat. 9 mai a devenit pentru întreaga Europa o zi de sărbătoare și este un simbol al unității. Din fericire pentru noi, din 2007, 9 mai a devenit și sărbătoarea noastră, pentru că atunci am aderat la Uniunea Europeană. Iată de ce în aceste zile, cu toții. Ne amintim de aceste momente și încercăm să realizăm ce înseamnă 9 mai pentru destinul nostru al tuturor și cum ne influențează viața de zi cu zi, începând de la libertatea de mișcare, libertatea de a munci, de a călători și până la investițiile pe care le face Uniunea Europeană în toate statele membre. În evoluția poporului român, evenimentele care se sărbătoresc astăzi se înscriu ca momente glorioase ale luptei românilor pentru libertate, unitate și independență. Celebrarea zilei de 9 mai este pentru poporul nostru un prilej de recunoștință către generațiile de luptători și eroi pentru dreptate socială, libertate, unitate și independență.